Salut, camarazi! Vreau să vă vorbesc despre, în câteva minute, despre lucruri care sunt bătătoare la ochi, lucruri care se întâmplă pe planeta noastră, niște licele, niște paraziți, niște canalii, niște oameni care n-au nici Dumnezeu, nici icoane sfinte, încearcă să ne prostească, să ne îndobitocească, să ne încalice, să ne controleze, să ne transforme în animale. O să vă vorbesc despre așa zisa activistă pentru climă, Greta Thunberg, suedeza aia mică. Știți că acum câțiva ani era foarte mediatizată, era un copil care părea inocent, preocupat de problemele climei, de problemele omenirii, de problemele planetei. Totul era un balon de săpun, era o vrăjeală pentru proști, fusese turnată și montată de ocultă, ca să văd, Doamne, că dacă vacile trag pârțuri, dispare planeta. Nu dispare nimica. Cine poluează cel mai mult planeta sunt bogații, care zboară în superjeturi, zboară neîntrerupt, distrug și mai ne aruncă și dârele morții, așa, printre altele. Deci nu moare planeta că noi scoatem doi cărbuni din Valea Jiului sau că trag vacile două bășini. Nu se întâmplă nimica, e vrăjeală, aici totul e vorba despre control. Indiferent cum se numește, e vorba despre controlul mental și al oamenilor. Deci, de curând, Greta Thunberg a participat la o demonstrație în rada portului Malmo, în sudul Suediei. Când treci de la Copenhaga, strâmtoarea aia, ajungi la Malmo, primul oraș. Deci, e acuzată că nu a respectat ordinele poliției la un protest climatic pe 19 iulie la Malmo. Nu, iunie, 19 iunie. E o vrăjeală. Se zice că au blocat drumul pentru camioane petroliere în portul Malmo și riscă o amendă sau 6 luni de pârnaie. Copilul ăla care l-am văzut noi acum câțiva ani până în televiziuni și peste tot ca pe Sfânta Paraschiva, între timp a devenit o haidama, o femeie în toată firea care nu mai prinde la public, știi că una e un copil de 14-15 ani, o față inocentă, și una e o femeie de 20-21 de ani care nu mai are nicio treabă, nu mai se stârnește niciun sentiment de compasiune, de colaborare, de nimica, de absolut nimica. Ea nu mai trezește nimica pe planeta asta și deci, fiind femeie în toată firea, nu poate să mai, nu poate, nici, nici poate, nu poate să o oardă peruca pe Ioana Dark. Deci, fetița a crescut, nu mai are fața de copil inocentă. E un fel de ultima încercare să o mai martirizeze, așa, într-un fel. Deci, nu o pot arde pe rupă ca pe Jeanna d'Arc în Franța. Deci, vor să o facă un pic martiră, nu pot n-o pot omorâ. Așa de s-au gândit că e mai bine să o mai folosească ultima oară pentru scopurile lor. Deci și-a făcut treaba, nu mai are nicio datorie față de ei. Eu zic că au folosit-o și, în primul rând, părerea mea e că părinții ei sunt perverși, că pentru câteva sute de mii sau câteva milioane au lăsat ca copilul lor de un copil inocent să devină un instrument al perverșilor planetei care au folosit-o și după aia, în momentul ăsta, o să o arunce la groapa de gunoi a istoriei. Încă una care s-a vândut pe bani și a făcut ce a ordonat oculta mondială pentru scopurile lor perverse, pentru ceea ce crede ei în capetele lor nebune că e clima și ei vor să salveze planeta, e vrăjeală.
Planeta poate să mai suporte încă 20 de miliarde de persoane, e de mâncare pentru toată lumea, e apă pentru toată lumea, dar dacă bogații fură totul, normal că nu mai e și pentru săraci, știi? Așa. Mie mi se pare jalnic să folosești un copil inocent ca momeală. Mi se pare și mai jalnic că părinții ei au acceptat pentru bani, cred că altceva nu aveau decât să facă pentru bani, au acceptat ca, virgulă, copilul lor să fie instrumentalizat și folosit ca o icoană a luptei contra schimbărilor climatice, nu știu ce, vrăjeală. Totul era un circ ieftin pentru proști, așa. Probabil că s-au umplut de bani părinții ei, dar eu nu dau doi bani nici pe părinții ei, nici pe ea, pentru că pe lumea asta știm cu toții că nimic nu e așa cum pare, nici la noi, nici pe planetă. Se zice că la pomul lăudat să nu te duci cu sacul și așa e. Sau latinii mai ziceau și altfel, sic transit gloria mundi, așa trece gloria lumii. Ea e o activistă privată, știi? Așa, a avut acces, deci s-a dus la Cerșenski, la Kiev, să vorbească cu el, adică ea o activistă privată primește audiență la Cerșenski, la un șef de stat care e și în război, și s-a dus acolo că ea vrea să-l acuze pe Rusnak, pe Putin, de ecocid, vă repet, ecocid. Deci că Rusnak omoară ecologia, știți? Așa. Dar îmi aduc aminte că văcarii au făcut 23 de războaie până lume. Au bombardat Iugoslavia, care nu era în NATO și nu era în război cu ei. Au spart-o, au distrus-o. Acum acceptă separarea Kosovului de Serbia, dar nu acceptă anexarea Donbasului și ce mai e pe acolo de către Ruznaș, nu? Adică cu două măsuri. La sârb merge să se spargă, dar la Ucrainie nu merge, nu? După cum vă dați și voi seama, Ucraina e vândută. Toată Ucraina e o colonie a BlackRock, cea mai mare firmă de asigurări mondiale. Deci despre asta e vorba în Ucraina, nu despre ocupație, neocupație. Deci Greta Thunberg, care s-a dus acolo să vorbească cu Cerșenski și să-l acuze pe Rusnak, pe Putin, de ecocid, în 23 de războaie care le-au purtat văcarii cu patru președinți, cu Bush tatăl, Bush fiul, Clinton și Obama, când au intrat în 23 de țări, au omorât femei și copii în Serbia, au bombardat clădiri, au bombardat fabrici, au bombardat ambasada Chinei, unde au omorât trei chinezi, trei jurnaliști, deci intenționat. După aia, vă aduc aminte, Somalia, Irak, pe care i-au distrus și i-au trimis în epoca de piatră, știți, mințind că au bombe, au arme biologice, era o minciună, dar nu mai contează, la ei nu se pune, știi? Au intrat acolo, au omorât 1 milion de oameni, între care 500.000 de copii, plus trafic de copii, bineînțeles, așa, și sexual și pentru organe. Au intrat în Afganistan și acolo au omorât 300.000 de persoane nevinovate, între care femei și copii. Au fost în Somalia, au fost în Siria, au fost în Libia, au distrus Libia, l-au omorât pe Gaddafi, cum l-au omorât și pe Saddam Hussein, au distrus totul, au lăsat război civil și devastare în urma lor și au plecat ca niște javre și ca niște lași. E, acolo nu s-a dus Greta Thunberg să vorbească despre ecocid. Ea vorbește numai de rus, știi, că ce-au făcut văcarii în 23 de războaie nu se pune, știi? Se pune doar ce face rusul, ce fac apusenii nu se pune, adică ce fac stăpânii de sclavi nu contează. Ea are cu rusul ce are, știi? Deci, băi, mi se pare dezgustătoare fetița asta care a devenit femeie. Mi se pare jalnică, mi se pare lipsită și de caracter și de moral și, ca să zic pe românește, cred că e o lichea și o canalie.
vândută, care și-a vândut ca Iuda, s-a vândut pentru câțiva arginți și ea și părinții ei, nu știu, îmi lasă un gust amar și o, cum să zic așa, e ceva josnic ca un copil tânăr și după aia o femeie tânără, ca asta este, să umble după banca leșinatul. Nu că ar muri de foame, că în Suedia nu se moare de foame, deci ea face jocul la oculta mondială pentru bani ca un mercenar plătit, știi? Nu luptă cu arma, luptă cu alte mijloace pentru Imperiul Răului. Vă aștept la comentarii cu păreri și cu comentarii. Vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!